Nu știu dacă mă poate ajuta. Mi-au zis mai mulți, du-te mă și la biserică. Adică, du-te oriunde, fă orice, dar vezi, dacă n-ai ieșit nimic din asta, du-te și la biserică. Pe un considerent de asta am avut eu o polemică, de asta am văzut și dracul cum lucrează și răstălmăcește în mintea oamenilor lucrurile bune și le face strâmbe. Am o tipă, nu știu cum îi spune, Zenovica sau Rodica o cheamă. Și ea e puțin așa mai naivuță, adică, hai să folosim un termen, sunt femeile botuliste, tot ce aud cred. Și imediat, băi, du-te la aia că îți dăm bob, du-te la aia că îți dăm cafea, du-te la aia că îți deschide cartea, du-te la popa ăla că nu știu ce-ți face. Și nici n-ai nevoie, dacă primești una de asta și întrebi, știi unde ai fost, ce ți-a făcut și ce ai mai făcut, tu afli toate punctele de lucru, adică știi exact unde sunt astea semințele cu o treabă. Și ea săraca vine într-o zi așa foarte dezamăgită, părinte, părinte, sunt atât de supărat, zic, dar ce ai pățit? Ei, părinte, să vă mai spun, mi-e și rușine. Zic, cum să nu-mi spui dacă ai venit la biserică? Părinte, m-a sfătuit-o de o prietenă de-a mea, m-am dus și-am dat 1000 de lei, mi-a spus una niște prostii, le-am crezut toate, a trecut 2 săptămâni și nu s-a împlinit nimica. Și-am dat banii degeaba. Zic, asta e concluzia ta? Păi da. Și acum eu ce pot să-ți fac? A, dar să-mi faceți și mie un pomelnicuț. Poate mă iartă Dumnezeu, știți? Până la urmă îmi pare rău că m-am dus, că știu că e păcat. A, deci știai că e păcat. Păi zic, știi ce nu înțeleg eu acum la mata? Păi dacă tu te-ai dus la ea și ai dat 1000 de lei să te prostească, acum ce faci? Păi să mă spovediți o leacă, să-mi faceți o rugăciune, să-mi ziceți ceva de mine cuvântare și să mă spovediți să mă pot și eu împărtăși cândva. Și îi scriu un pomelnic și am îmi întinde 5 lei. O, zic, m-ai enervat, zic, la faza asta. Păi, luaia ca să te mintă, i-ai dat 1000 de lei și Dumnezeu ca să te ierte 5 lei, măcar 10% din încasare, 100 de lei, zic. Păi l-ai luat pe Dumnezeu de prost. Ea a început să râde și a zis, da, părinte, chiar când dau seama că-s prostuță. Uite, zice, în loc să-i fi dat la biserică, m-am dus și am dat aiurea pe la... Zic, las, că nu-i dat degeaba, intră la milostenie, la Doamne ajută. Și zice, dar cum să intri la Doamne ajută? Și eu, completarea a fost mult mai dură, că eu cu ea am vorbit mult mai aspru. Zic, bunica, știi că era o vorbă populară? Apa, aerul și fraierul. Ca să poți să trăiești bine, un șmecher trebuie să întâlnească un fraier să-l exploateze. Azi ai fost mata aceea. Părinte, nu mă mai duc niciodată. Fii vardiț, ar fi de învățătură să fie așa. Da, da, da. Și au luat-o ăștia și au răstălmăcit-o pe la televizor, că nu mă satur de bani. A, da, exact. Asta vreau să spun, să veniți cu o precizare, da, pentru că știți că au, da, mai decupat că, de prin... Da, că nu mi-ajunge, că uite, că nu, da, vrea, da, mult, da, că, da, nu știu ce. Și m-a pufnit râsul. Adică de aici îți dai seama că omul nu crede. Mă duc și la biserică. Dar du-te întâi la biserică și în momentul când te-ai dus la biserică, să vă spun o întâmplare ciudată. S-a petrecut cu ani în urmă. Doamna respectivă a murit de 98 de ani, tante Maria de la Darabani. Erau 3 Mării. Maria Lecu, făcătoarea de lumânări, o babă sfântă, trăiește, are și ea 90 ceva. Maria Ciobanu, care îmi plătea, nu Maria Ciobanu cântăreața, așa o chema Ciobanu, care îmi plătea căciulițe în piață, tot o femeie ultracredincioasă din jur, dacă mai trăiește. Și Maria a țigăn ce o chema pe aceasta. Ea s-a mutat la Botoșani, că de acolo era de rădăcină. Domnule, am văzut în viața mea multe întâmplări. A trecut un scălămbăit din ăsta de om și a luat un plin trotuar cu mașina, i-au măturat oasele de pe jos de la picioare cu forașul. A pus totul în salvare și a dus-o la spital. El a aflat că femeia e credincioasă. Femeia, neștiind prea multă carte, a zis, vorbiți cu părintele Calistrat, îl găsiți la mănăstire, eram atunci la Bârnava. El a venit la mine cu vrăjeală, cu nu știu ce. Și i-am spus, domnule, femeia nu stă de declarații, dar ea stă în spital, câteva luni la pat. Trebuie să intervii și tu și să fii un om bun, să-i dai, pe atunci era banii mici, să-i dai un 2-3 mii de lei pe lună, să aibă din ce se îngriji cât stă imobilizatul. Da, părinte,
șmecherit-o pe bătrână după ce a fost operată, niște doctori, Dumnezeu să le dea sănătate, cine ar fi fost foarte buni, au reușit să-i refacă picioarele și a mers femeia de la 70 până la 90 ceva, perfect, dar cu două proteze de genunchi, de astea un fel de hamuri, că îi mai scăpau picioarele cum au fost strivite și nenorocite. Da, da. Dar era mulțumită și derbedeul ăsta n-a mai dat niciodată pe la ea. Eu, dacă i-am dat sfatul să-l ierte și să-i semneze, n-am avut ce face. Am picat cumva la mijloc. Omul de cuvânt. Și am avut grijă de bătrânica, am găsit pe cineva, l-am plătit, a avut grijă de ea 4 luni până a început să meargă întâi cu cadru, după aia cu bețele, cu kinetoterapia. În vreo jumătate de ani femeia s-a pus pe picioare. Și ea mă întreabă, zice, cum să fac eu, totuși, că mă simt supărată că omul ăsta s-a purtat așa. Nu din alt motiv, dar în primul rând n-aveați dumneavoastră nicio obligație să mă îngrijiți atâta timp cât el a greșit. Bunic, dacă ai credință, nu trebuie să te răzbuni. Lasă-l în judecată al Dumnezeu. Citește pentru el psaltirea de 7 ori. Ca să aflu după un timp că o caută cineva pe bătrână și îi spune... Ați putea să mă iertați sau ați putea să treceți cu vederea și să dezlegați blestemul, fi intrat panica. Unul din copiii acelui domn a avut accident foarte groaznic și urât, tot cu mașina, și tot luat așa de cineva la meserie pe șosea, de la făcut piftele. Și atunci și-a dat seama că Dumnezeu întârzi, dar nu uită. Deci de asta spun, când te rogi, dacă ai credință, să împlinește. Nu cu femeia s-a rugat spățesc ală ceva, că deja trecut să vreme. Da, vreme, da, da, vreau să vă întreb, cu ce gând? Nu, ea s-a rugat așa cumva, îi părea rău că ăsta a fost neom. Când la urmă, dacă dădea 4-5 mii de lei, că așa erau banii mici pe atunci, nu era mare întâmplare. Dar el n-a vrut să dea nimic și a obținut aia ca să n-ai treabă cu poliția, a închis procesul și s-a terminat. Nici nu s-a mai arătat vreodată la față. Și Dumnezeu i-a dat omului un semn să vadă ce înseamnă suferință exact de aceeași factură. După, și el atunci a simțit nevoia să o caute, să-și ceară scuze, adică cumva. Și el zice, femeia mie, nu trebuie să dai nici cu Dumnezeu, duci să le rezolvă, nu mă interesează. Nu te-am legat, nu te-am blestemat, n-am treabă. Și referitor la ce vorbeam noi într-o altă emisiune, despre păcatele care se răsfrâng asupra copiilor. Da. Iată cum. Da. Un exemplu pertinent. Da, nu te joci. Rugăciunea este arma de foc prin care omul lucrează cu Duhul Sfânt ca viteazul cu sabia. Cum spune, este psalmistul David folosește expresia. Nu va da Dumnezeu toiag păcătosului să lovească în soarta dreptului, dar Dumnezeu vrea să vadă că dreptul nu lucrează fără de legi. Adică tu ești strâmb și altul e strâmb și tu te crezi drept și vrei tu să pățească la ceva, e pedeapsă. Eu, ca să nu greșesc niciodată, că e foarte greu să iau decizii, întotdeauna am folosit expresia asta. Dreptatea lui Dumnezeu știe el ce are de făcut. Nu mă bag eu în treburi de genul ăsta. Dacă avem o listă prea lungă de dorințe, vrem și sănătate, și bani mai mulți, și casă, și, nu știu, armonie, le spunem pe toate deodată? Nu, exact. Nu. Exact așa trebuie. Exact așa trebuie scris în pomelnicul cu care te duci duminica la liturghie. I-ai trecut soțul, soția, copiii, mama, tata, pe cine vrei tu să treci. Și jos scrie atât, cereri de folos și prima o pui, sănătate, spor și ferire de rele. Că restul e treaba lui Dumnezeu, el le alege. Adică tu poți să scrie, Doamne, vreau o mașină, vreau un avion, vreau un tren, vreau haine noi, vreau cercei, vreau colier, vreau pantofi. Nu vine el de la depozit să îți deschide, ție, hai Doamne, alege ce-ți place. Nu. Tu pui acolo cere de folos și dacă de la Dumnezeu este de folos, ai să vezi că sporul pe care îl primești te face să... Cum e aceea? Ai văzut ceva și îți place. Ei, nu te lași până nu ți-ai cumpărat. Cum spune cineva? Băi, până nu mi-am cumpărat rochița asta, nu m-am lăsat. Băi, mi-a plăcut poșeta asta. Am făcut atâta economii și tot mi-am luat-o. Cam așa vine, știi? Asta înseamnă, de fapt, împlinirea rugăciunii.